Nicolae Ciucă a oferit un nou discurs aiuritor de această dată în fața studenților români din străinătate. Premierul a reușit să complice inutil o frază simplă și să vorbească un minut fără să enunțe vreo idee concretă. Ce a vrut să spună Ciucă, aflăm abia în transcriptul oficial al acestei conferințe, publicat pe site-ul Guvernului, acolo unde discursul premierului a fost publicat pe înțelesul tuturor. Premier al României în epoca de tristă amintire în care Liviu Dragnea trăgea sforile în politica de pe meleagurile noastre, Viorica Dăncilă măcar reușea să ne pună zâmbetul pe buze cu gafele sale. Nici o mamă din această țară să nu îi fie frică că nu va primi salariu sau că îi va fi tăiată alocația copilului. Putem spune pe scurt că reducem democrația. Un monument care ne putem mândri. Astăzi, în locul lui Dăncilă, îl avem la Palatul Victoria pe Nicolae Ciucă, unul dintre cei mai galonați militari români de la al doilea război mondial până în prezent. Ciucă a ajuns în lumina reflectoarelor, acolo unde a fost o prezență ternă, remarcându-se doar cu scandalul privind suspiciunile de plagiat în cazul lucrării sale de doctorat. Iar spre deosebire de Dăncilă, care măcar ne făcea să râdem, Ciucă doar ne aiurește cu fraze lungi și fără sens în care nu spune nimic. Nu doresc să folosesc cuvinte mari. Cred că această activitate trebuie să fie una cât se poate de simplă, cât se poate de transparentă, pentru că situația este și așa destul de complexă și de complicată, încât nu cred că noi astăzi trebuie să o complicăm prin cuvinte și prin expresii. Și cred că ceea ce este cel mai important este să facem în așa fel încât să putem să creăm acel cadru prin care să facem o Românie funcțională. Acest discurs a fost ținut de premierul României la Forumul Studenților Români de pretutindeni, acolo unde a fost invitat alături de ministrul educației Sorin Câmpeanu. Și mai trist e că această frază iuristică a fost tăiată în transcriptul de pe site-ul oficial al Guvernului României, acolo unde enunțul fără noima lui Nicolae Ciucă a fost rezumat în câteva rânduri.